celebra Ziua Culturii Române și deopotrivă Ziua Nașterii Poetului Mihai Eminescu, comunitatea Elena Elpis Constanța va organiza pe 15 ianuarie 2022 o serie de evenimente. Astfel, la Muzeul de Artă Constanța va avea loc o evocare a majestății sale Regina Elena Mamă, fiind prezentată cu această ocazie o sesiune de fotografii din diferite momente reprezentative ale existenței majestății sale, alături de o copie fidelă a ținutei militare de ceremonie a reginei. În cadrul evenimentului, Daniel Anghelescu, fotograful Casei Regale, va prezenta o colecție unică de 30 de fotografii reprezentându-l pe regele Mihai în diferite momente importante din viața acestuia. Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Roxana Cioacă și astăzi vă invit să vorbim despre Ziua Culturii Române. Alături de mine în studioul Echidistanțe află Anton Antoniadis, președintele comunității Elene Elpis Constanța. Bun găsit! Bine ați venit în platoul Echidistanțe! Să rămână, doamnă! Bine v-am găsit! Jovială ca întotdeauna. Da. La început de an, cel puțin, cam așa trebuie, nu? N-avem încotro. Așa se ne dă. Noi eu aștept moneda. Și mai ales că vorbim despre un subiect atât de important și care ar trebui să ne aducă cumva entuziasm și emoție atunci când vorbim despre Ziua Culturii Naționale, vorbim despre o zi care coincide cu ziua de naștere a poetului nepereche, poetul național al limbii române, așa cum se spune despre Mihai Eminescu. Iată, anul acesta se împlinesc 172 de ani de la nașterea lui, un eveniment pe care și comunitatea Elena îl va sărbători. Dați-ne mai multe detalii cum va sărbători comunitatea Elena acest eveniment. Doamnă, noi când prindem, sărbătorim, exact, nu ne jucăm. Așa cum fac grecii, nu? Deci, o să facem mai multe. Începem cu ora 10 dimineața, Biserica Greacă. Mergem la biserică de dimineață. Și tăiem așa vasilopita, adică prăjitura Sfântului Vasile, cum se spune. Vreau mai multe detalii pentru despre că... vasilopita, dar întâi ne spuneți ce facem. Așa, deci tăiem prăjitura acolo. Da. Acolo terminăm de tăiat prăjitura și mergem la Muzeul de Artă, unde dumneavoastră ați spus foarte bine tot ceea ce se întâmplă. Amănunte acum este că prăjitura Sfântului Vasile pur și simplu e prăjitura Sfântului Vasile, că e în tradiția ortodoxă, nu este o chestie grecească sau românească. Și se face de obicei în toată luna, adică pe perioada lunii ianuarie. Bănesc că începe de la 1 ianuarie când se sărbătorește Sfântul Vasile, că de aia se și numește vasilopita. Normal, într-o familie o faci de 1 ianuarie, într-o comunitate n-ai cum, de aia se face tot de cursul lunii ianuarie. Pentru că mai sunt unii fugiți pe la munte, pe la schi, pe la vin fiert și așa mai departe, pe pârtie. Și atunci noi o facem sâmbătă asta pe 15. Bănuți de argint, vreau să zic că în fiecare an ne întâlnim cu oameni care le-a căzut bănuțul, că nu l-au câștigat, așa. Le-au căzut bănuțul și care zic că a fost extraordinar de bun anul care a trecut. Acum nu știm dacă din cauza bănuțului, dar ei așa bănuiesc și așa să fie și să dea Dumnezeu. Să avem toți un an mai bun, nu numai ea care găsesc bănuțul, ei, da? Cumva așa și stai cu gândul că atragi că ceva. Că în atâția ani eu nu l-am găsit decât odată. Evenimente ca pozitive, idee. Da? Da. Dar câți bănuți sunt într-o astfel de prăjitură? Adică câte șanse ai să găsești un astfel de bănuț? Doamnă, noi nu suntem la 6 din 49. Noi suntem, noi punem 10 bănuți, da? Sunt 10 generoși, bănuți de argint atunci, și așa mai departe. Da, nu vă gândiți că sunt lingouri. Da, sunt niște bănuți reprezentativi pe care scrie comunitatea, anul Vasilopita și așa mai departe. Adică nu e ceva extraordinar să poți să pleci și să te duci la o licitație internațională să vinzi bănuțul cu nu știu câte adică miliarde. Adică rămâne la cel care găsește bănuțul. Mi se pare logic. Mi se pare logic, rămâne la el și nici nu-l dă înapoi. Nu l-a cerut încă nimeni. După care vom pleca la muzeu. Între timp putem să spunem că Ziua Națională este decretată pe 15, tocmai pentru Eminescu. Deputatul nostru Zisopol a fost parte a procesului legislativ și este inițiatorul, un dintre inițiatorii legii din 2010 când s-a promulgat aceasta. Ca idee, noi am scos și o ediție bilingvă, română-greacă, a principalelor opere a lui Eminescu, ca să putem să celebrăm cum trebuie. La Muzeul de Artă însă vom avea parte de, zic eu, ceva de excepție, pentru că, într-adevăr, Eminescu
Doamne ferește să spunem ceva rău despre el, este poetul națiunii, putem să-i spunem. Este omul care, într-adevăr, și controversat, și, dar oricum este geniul anilor 1800 în România pe parte de cultură. Și dacă tot vorbim de cultură și ne-am săturat să tot vorbim de COVID, pentru că și asta e o parte, devine o parte a culturii noastre. Exact. Cum ați petrecut de COVID? Ce ați mai făcut de COVID? Cumva încercăm să facem haz de necaz așa. Exact, trecem prin toate planurile și având în vedere că totuși regina Elena mamă, hai să spun, era grecoaică, da? În același timp o mare iubitoare a culturii. Pentru cultura din România chiar a făcut foarte multe lucruri. Nu spunem despre tot ce se poate spune, pentru că lăsăm momentele și oratorii ce vor fi prezenți acolo să spună despre ce este vorba. Ați văzut la eveniment, avem niște oameni invitați, oameni chiar de marcă. Chiar așa, cine va participa la acest eveniment? Pentru că cu siguranță evenimentul este făcut, ați văzut, cu Alianța Națională Regaliștii, cum se spune pe scurt, Consiliul Județean și Comunitatea Elena Elpis, Uniunea Elenă din România, bineînțeles. În afară de aceștia, ați văzut fotograful Casei Regale, care va veni cu o colecție unică, pentru că nu le are absolut nimeni și nu prea pot fi văzute acele fotografii cu regele Mihai. Am invitat, pentru că sunt niște oameni extraordinari și vreau să spun că trebuie să promovăm și partea asta națională, pe care o avem și nu prea ne uităm des la ea. De asta vor veni și președintele Federației Naționale de Oină și Federației Naționale de Sporturi Tradiționale. Da, nu știu, stând de vorbă cu dânsul, mi-aminteam așa, și dacă îi spui cuiva ce înseamnă țurca. Poate auzi de țurca. E o expresie, joci țurca. Joci țurca, dar știți cum se joace? Nu cred că știți. Eu am jucat țurca pe vremuri. Deci se mai practică încă. Cociul. Doamnă, coci. Ăla așa cu coci. Se practică în România. Dar habar n-avem. Se practică în ziua de astăzi. Se practică și în că ziua de astăzi. Că ne avem amintiri din copilărie în care popicele alea de lemn, uneori se juca pe plajă, pe câmp, pe oriunde, se mai practică. Uite că există totuși această federație care nu prea e băgată în seamă, pentru că n-am auzit prea multe despre ei, dar o să încercăm să intrăm poate într-o... Nu s-ar merita să pună în practică, nu știu, pe plajă, vara, cât să vadă turiști, să vadă și localnicii, cum se mai joacă aceste lucruri și pentru tineri, doamna, copii, da? Să ducem chestia mai asta departe. Ori o faci în scop de promovare, corect, ori o faci să dăinuie. Astea pot fi promovate, nu știu, în cadrul festivalurilor, în cadrul... Se pot face... Nu știu, sunt foarte multe acțiuni care se pot desfășura pe tema asta și mai ales că vorbim de sportul național. Uh-huh. Ok, noi vorbim de foarte multe naționalisme pe care le avem, de la făcut pălării și curele până la pingele și tocuri, care ați văzut că dispar ușor, ușor și... când vrei s-a mai dus o talpă la pantof, nu prea mai ai ce să faci. Să repar, ce trebuie să cumperi. O repar la magazin cu altul. Da, exact. Da? Ar trebui să ne ocupăm puțin și de partea asta. Ok, intră și la partea de cultură. Regina Maria chiar intră, Elena intră și la partea de cultură. Încercăm să aducem și altceva decât cele cunoscute, pentru că în momentul în care intri într-o rutină, la un moment dat lumea se plictisește. Și încercăm să venim și pe acest segment. Cum facem să aducem și tinerii la astfel de evenimente? Pentru că de obicei nu prea sunt prezenți în cadrul acestor prezentări și reprezentări de evenimente, de fotografii, de artă la modul acesta. Cum știți facem să devenim atractivi și pentru ei? Știți cât de mult m-ar bucura să vedem tinerii alături de noi? Pentru că dacă vă uitați într-o sală de concerte, dacă vă uitați într-o sală de teatru, dacă vă uitați la un eveniment artistic, dacă vă uitați, nu prea vedeți tineri. Pentru că nu au fost cultivați. Bun, nu stăm acum să intrăm în istoria
pentru că voi de la învățământ. Pentru foarte că puțin dintre ei mai au răbdare de acolo se pleacă. Să vină, să vizualizeze niște fotografii și să înțeleagă ce a stat în spatele lor, istorie, da? Doamna. Cumva trebuie îmbinat vremurile pe care le trăiesc astăzi, cu rapiditatea evenimentelor și desfășurărilor, cu ce a fost înainte, astfel încât să creăm așa o simbioză. Cum facem asta? Este foarte greu. Pentru că în momentul în care, la ora asta, indiferent dacă ești tânăr sau ai WC-ul în fundul curții, la un moment dat vrei să afli ceva, intri pe Google, iei de căutare și afli tot ce vrei. Afli într-adevăr, afli. Dar una este să auzi o explicație în viu, grai și poate ceva adiacent celei ce citești, ca să, ok, plecăm de la punctul de interes. Te interesează oare subiectul ăla? Aici e toată, nu știu, cheia. Să-l faci să intereseze acel subiect. Pentru că dacă nu-l atragi, nu prea ai cum. Și din păcate, noi suntem, vorba noastră de mai devreme, capitala tineretului 2021, sau 2022, 2020 și ceva, că tot tineret avem și tot capitală suntem. Exact, ne dorim. Mi-amintesc de... trebuia un taraf în surdină. Capitane de județ, știți, era când de... Cam așa suntem noi capital. N-am prea văzut acțiuni, de ce să mint, ale capitelei tineretului. Probabil că COVID-ul a făcut în așa fel încât... să devenim mai bătrân peste noapte și mai puțin tineret. Dar, nu știu, eu tot sper. Bune, tot sper. Avem niște tineri în comunitate care, la un moment dat, vin cu niște idei frumoase. Unele nu pot fi puse în practică, varii motive, unele financiare, celelalte nu se poate că e COVID, celelalte nu se poate că la... Ce reușim să facem, facem. Și ies niște evenimente foarte frumoase. Sunt destule evenimente de ordin cultural în Constanța. S-ar putea face mai mult? Acum lăsăm la o parte toată povestea asta cu pandemia și cu toate restricțiile. S-ar putea face mai mult ca și cultura să iasă în evidență și să fie în atenția tinerilor? Doamnă, eu n-am auzit vreodată pe cineva să zică este suficient. Decât când te bate unul la cap. Bine, decât da. Când te bate unul la cap. It's enough, da. Nu, întotdeauna este loc. Întotdeauna cultura, pentru că ne dezvoltă. Ne dezvoltă pe noi intelectual. Ne deschide poate niște orizonturi. Ne aduce aminte de unele lucruri bune sau poate rele din trecut. Dar cultura, nu noi trebuie să venim peste cultură. Cultura trebuie să vină peste noi. Și ar trebui să avem din partea reprezentanților, decidenților culturali, să zic, din acest oraș, mai multe idei, mai multe, nu știu, să ia cheia aia de 14 și să înceapă să, nu să strângă șurubul, să-l desfacă așa și să lase să curgă informația. Da, suntem în 2022. Suntem în anii în care nu poți să faci nimic fără fonduri. Nu mai sunt acei mecena de altă dată, acei oameni care dăruiau din suflet pentru a vedea ceva, pentru a face ceva cultural pentru acest oraș. Și avem în orașul Constanța enorm de multe exemple, dar tot de pe vremuri. La ora asta fiecare, mai mult sau mai puțin, ține peste... Într-adevăr, noi cel puțin la comunitate avem parte de niște prieteni extraordinari care în momentul în care facem evenimente, vin și mai sponsorizează din ceea ce facem. Ceea ce e un lucru... lăudabil. Mai mult decât lăudabil. Exact, pentru că... Dar bineînțeles, în măsura posibilităților lor. Eu vă spun sincer, am încredere. Și încă tot sper, o spun pe asta de ani de zile. Dacă ar veni cineva să zică, bă, hai bă fiecare constanțean să dăm câte un leu, vorba aia, pentru Ateneu, pun pariu, că s-ar strânge bani să faci un teatru nou. Poate și un spital. Dar nu s-a făcut nimic în toți anii ăștia.
de după 89, nu s-au pus nici măcar fundația. Din contră, ați văzut, mai arde unul, se mai duce naibii și așa mai departe. Am înțeles însă că se reabilitează Teatrul Fantazio, da? Pentru că eu nu o să-i zic niciodată altfel. Teatrul Fantazio a început să reabiliteze. Acum nu știu dacă se reabilitează și interior și exterior și peste tot, habar n-am. Dar oricum, teatrul a rămas puțin mic. Teatrul trebuie făcut o investiție ca lumea. Într-adevăr, se face, am înțeles acolo, în Tomis Nord, 5.000 de locuri, sală Corect. Polivalentă, ceea ce este un extraordinar plus pentru Constanța. Prioritatea ar fi să se facă și un spital. Se vorbește de mult despre acel spital regional. În acea sală polivalentă să intre și niște oameni tratați, adică să fie sănătoși. Pentru că nu avem, suntem, nu știu, Constanța și Tulcea, din zona asta a Dobrogei sunt, cum să zic eu, două mirese părăsite la altar de partea asta, de sănătate, de învățământ, de interesul autorităților pentru această zonă. Spunea și dumneavoastră foarte bine mai devreme, nu există cultură gratis, așa cum spunea și Mircea Cărtărescu foarte bine, pentru că, iată, trebuie fonduri și trebuie investiții în acest domeniu pentru ca și tinerii să vadă ceva interesant și să meargă mai departe, să promoveze cultura și să atingă cumva și sufletele lor acest domeniu. Da, este cumva am rămas în urmă, așa spunea și dumneavoastră și așa este. Sunt alte orașe, iată, capitale culturale, da, vorbim despre orașe care respiră cultură, despre Iași, despre Sibiu. Da, Constanța a rămas iar și în acest domeniu un pic în urmă. Putem face ceva să reducem Constanța pe linia de cutie. Pe vremuri aveam o filarmonică. Corect. Habar n-am dacă mai există. Nu de mult am fost în Plăști. Filarmonica din Plăști. Am adus filarmonica din Plăști în Constanța. Acum 4 ani de zile. Mie nu mi-a venit să cred ce se întâmplă acolo. Acea filarmonică este o familie. Sunt 58 de oameni la instrumente. O familie, efectiv. Oamenii ăia cântă și de la manele până la jazz. Muzică populară grecească, chinezească, armenească, de care vreți noastră. Cum să zic eu, acolo este partea de... vorbeam cu directorul filarmonicii, au filarmonica lor pusă la punct, ce vreți noastră, sonorizare, monorizare. Păi, dar cum vă descurcați cu banii? Domnul Antonia zice, nu vă supărați, noi avem 250 de sponsori permanenți. Permanenți. Asta este viața noastră. Cântă Vasilica la vioară, cântă Ioana la violoncel. Nu contează. Aia cântă pentru că simte, este viața ei să cânte. Oamenii aia își pun viața în fața noastră. Nu sunt interesați numai de bani. Ok, fără bani nu poți să trăiești. Dar nu pun banul în primul rând. Pentru că e dificil. Unii câștigă bani din cultură. Da, unii câștigă bani din cultură. Vorbim despre manele sau? Ăla, cum, nu că nu-i bine să faci reclamă. Uraganul ăla, da. Cum îi zice. Se câștigă. În orice. Când te uiți la onorariile așa zisilor artiști, pentru că nu știu câți artiști avem noi cu adevărat să le spui că sunt artiști. Când te duci, când vezi onorariile, să vină nu știu cine să scânte în orașul Constanța și când vezi 10.000 de euro aruncați pentru o oră, două ore, că vine Vasilica să cânte nu știu ce, n-am nimic împotriva lui, e un artist, are o voce și așa mai departe, dar da, nu mai, deci se scot bani și din cultură, dacă asta este cultură, se scot bani din cultură, da, dar dădeam exemplu filarmonici. Aia fac ce vor ei. Iar directorul ăla nu face nimic toată ziua decât să se ducă și să-și facă treaba de management. Adică să fie sigur că are tot ce este necesar din punct de vedere financiar să facă orice proiect la orice oră și oricând. Cam asta este ideea, pentru că totul e de management.
Ok, bună înțelegere. Ei nu prea iau fonduri, nici de la Consiliul Județean, nici de la primărie. Iau fondurile lor proprii. Din aia trăiesc ei. Există totuși la Constanța un ansamblu folcloric profesionist, Brâulețul, probabil că ați auzit de el. Da. Este finanța de Centrul Județean Cultural Teodor. Nu, Brâulețul chiar îmi place. De ce să mint și să... De câte ori am văzut pe scenă, chiar, nu știu, te umpli așa de... Sunt vii, da, exact. Sunt vii. Da. Cum să spun, vezi omul când ceea ce face, o face cu plăcere, da? În momentul în care te duci și vezi un dansator, doi, un cineva care dă din gură chiar neplătit, ăla o face din plăcerea lui. Și se vede. Și se vede pe fața lui. În momentul în care vine unul și scânte o melodie, 2, 5, 10, că mai multe n-are în repertoriu și e și tirit, scuze de cuvânt, așa, e cam plictisit. A venit că trebuie să plece repede înapoi, că mai are un concert nu știu unde. E, aia nu prea mai e cultura. Revenind la Eminescu, pentru că suntem pe final și ne-aș vrea să îl omitem așa un pic din discuție, ce credeți că ar spune sau ar scrie Eminescu despre scena politică de astăzi, despre tot ceea ce se întâmplă în presă, în cultură, în jurnalist, pentru că el a fost și un foarte mare jurnalist, nu doar un poet. Doamnă, Eminescu a fost un jurnalist chiar critic la un moment dat, exact. Cam pe toate planurile. Că el a cam criticat pe toată lumea. Inclusiv, n-a ținut cont de cine este șef și a criticat chiar și șef. Inclusiv știți foarte bine decizia de a trece Dobrogea la România. El a fost unul dintre critici și unul dintre cei care s-au opus trecerii Dobrogei la România. Cu toate astea, Constanța îl iubește pe Eminescu. Da? De câte ori treci prin față, pe la hotel, vis-a-vis intim. Casa cu lei, intim și așa mai departe. Uite, aici a stat Eminescu. A stat mai... 11 zile, n-a stat foarte mult. Nu contează cât a stat. Cum să spun, deja a devenit parte a istoriei. E ca asta din balcon, cum o cheamă, din Florența. Da. Nu poți să spui că poeziile lui Eminescu nu au har. Acolo și arată harul. Nu poți să spui că un articol al lui Eminescu, indiferent dacă era politic sau tema zilei sau de cafenea, din ceea ce a scris, se vedea totuși o erudiție, se vedea totuși o aplecare spre, nu știu cum să spun, nu spre jurnalism, o aplicare spre civism mai mult. Bun. A fost un mare iubitor de țară. Exact. Naționalist, exact. A fost naționalist, a fost patriot, a fost de toate. În inima unora, foarte mult, este. L-a și costat acum. Până la final. Ok, l-a costat. Fiecare avem problemele noastre. Că știți foarte bine că a avut probleme personale foarte, foarte, foarte multe. Așa e când te arunci în foarte... Da, oricare geniu, până la urmă, e și greu de înțeles și are și foarte multe frustrări pe care le exprimă cumva în scris și asta îi face și geniul Just. Să fie de departe Dar apreciat. Dar, efectiv, nu, întrebarea noastră trebuia să sune altfel. Care ar fi cuvintele de laudă a lui Eminescu la adresa ar politicului fi, la ora asta. Avea? Sau dacă ar fi. E, aici cred că avem mari dubii. Exact. Nu știm din multitudinea lor pe care să alegem. Cred că foc și pară cu Barosul, cu Târnacopu, în peste tot, în ceva și pentru că este. Nu știu, noi o simțim inimaginabil ce se întâmplă. Inimaginabil pentru noi ca oameni. Să vezi ce se întâmplă, în ce stadiu a ajuns omul ăsta pe care pe cartea de identitate scrie român acolo, să trăiască în țara lui, să-ți fie frică, teamă, să mai aprinzi un bec că consumă curent. Nu știi dacă vei putea să plătești. Să mai deschizi aragazul, să mai faci, nici nu mai faci omletă dimineață, că, sau ochiuri, că ți-e frică că îți vine gazul prea mult. Nu știu, din ce în ce, se îngustează toate libertățile, pot să spun. Pentru că și asta ține și de libertate.
Pentru că în momentul în care nu ai... Nu vrei să-ți faci plăcere. Pentru că ce am spus, nu mai intră în chestia de plăceri, vinovate sau nevinovate. Intră în partea de trai zilnic, pe care este din ce în ce, din ce în ce mai... Se usucă ca stafida așa. Da. În concluzie, suntem optimiști, ne va fi mai bineînțeles. Bine? Bineînțeles, cum să nu? Întotdeauna ne mai fi mai bine. La modul realist, evident. La modul realist, numai dacă găsim bănuțul la Vasilopita. Am înțeles. În rest, ne mai gândim. Mulțumesc foarte mult pentru prezența. Și eu vă mulțumesc, doamnă. A fost o plăcere care de fiecare dată. Doamnelor, domnilor, mulțumesc pentru atenție. Ne revedem și mâine cu alte subiecte interesante. Până atunci, numai bine. La revedere!